Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Ne bucurăm de faptul de a fi din nou înaintea Domnului. Vom continua cu lecția a patra din tematica înțelepciune pentru înțelepți. Lecția se numește Deciziile, alegerile și judecățile înțeleptului. Cred că primul folos al înțelepciunii este capacitatea de a discerne, de a alege, de a ști ce să crezi despre un lucru, ce verdict să dai și ce poziție sau ce părere să ai față de un anumit om sau față de o lucrare. În capitolul 8, versetul 14, înțelepciunea este prezentată ca una care oferă consiliere în luarea deciziilor și în alegerea căilor și soluțiilor optime. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Sursa unică și desăvârșită de a putea lua o decizie și o alegere înțeleaptă este înțelepciunea. Tot din Proverbe citesc din capitolul 1, versetul 3, dovada că înțelepciunea deschide mintea, spiritul omului, spre dreptate. Pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire. Este nevoie în lumea aceasta, fie în mod oficial, fie în mod personal, particular, să judeci, să analizezi. Doar înțelepciunea te poate ajuta să fii nepărtinitor și să păstrezi în același timp și dreptatea și bunul simț. Am împărțit lecția în două părți. Într-o primă parte vom aborda câteva principii în luarea deciziilor și în pronunțarea judecăților. Iar într-o a doua parte ne vom opri la câteva aplicații practice. Mai întâi, în domeniul principiilor, am notat că înțeleptul este drept. Numai în neprihănire există putere corectă de decizie. Iată ce scrie în capitolul 11, versetele 3 și 5. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însăși răutatea lui. Dacă nu ești neprihănit, nu poți gândi corect. Nu se poate sta, cum se spune între oameni, să stăm strâmb să judecăm drept. Nu se poate. Doar cine este drept poate să judece drept. Citesc și din 12:5. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate. Deci, un sfânt gândește drept de la sine. Nu trebuie să se trudească să o facă, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Un om păcătos nu poate da o gândire, o decizie dreaptă, fiindcă omul vede prin prisma realității și a vieții sale. Adaug și 28:1. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Deci dacă cineva este neprihănit, nu doar că va rosti un cuvânt drept, cu valoare de adevăr, dar va avea și îndrăzneala să-l spună. Dacă cineva judecă drept, dar n-are curajul, înseamnă că ceva în conștiința lui îl apasă. Înseamnă că este și el vinovat într-un anumit punct, dacă n-are puterea să afirme adevărul care îl știe și care trebuie enunțat într-un anumit context. Un alt gând. Dreptatea, corectitudinea, sunt plăcerea lui Dumnezeu. Iată ce scrie în 21:3. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Deci pe Dumnezeu nu-L putem noi cumpăra cu darurile noastre, nici măcar cu zilele noastre de post sau cu jertfirea noastră. La Dumnezeu o jertfă de miros plăcut este dreptatea, iar o alta judecata adevărată. Fiindcă, amintiți-vă de ce spune în Psalmul 50, am eu nevoie, zicea Dumnezeu, să-mi aduci jertfe, nu sunt ale mele toate animalele, nu eu le-am creat. Mai degrabă, lasă să se vadă spiritul de dreptate. Adaug 28:21. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. Iată cât de ușor este să calci dreptatea.
pentru o bucată de pâine. Un om mare, nu un copil pentru un sandwich. Poți să bați dreptate. Și dintr-o dată, tot ceea ce faci și ceea ce ești poate deveni un dezgust și o neplăcere pentru Dumnezeu. Să nu credeți că Dumnezeu iubește doar dreptatea la nivel mare. Dumnezeu iubește dreptatea în cele mai mici amănunte, începând cu gândirea. Un alt gând, chipzuința și statornicia sunt criterii înțelepte. Înțeleptul nu se va grăbi să ia o decizie, dar după ce a luat-o, nu se va schimba după cum bate vântul, după cum va fi mituit sau influențat, fiindcă el nu se va lăsa influențat. Citim capitolul 14, versetul 15. Omul les necrezător crede orice vorbă, dar omul chipzuit ia bine seama cum merge. Deci, nu vă lăsați influențați de prima informație, de o știre superficială. Înțeleptul adună și după aceea socotește rezultatul. Continuăm să citim din capitolul 20, versetul 25. Este o cursă pentru om să facă în pripă o juruință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Vorba noastră, la român, minte bună la urmă, nu din înțelepciune. Uneori în situații de criză suntem determinați să luăm o juruință, fie în fața lui Dumnezeu, fie un angajament între oameni. Și după aceea evaluăm cu greutate. Bine a fost că am zis așa? De exemplu, fiind vorba de o lucrare, vin și te ajut, mergem împreună sau îți ofer atât, referitor la un preț. Și după aceea să încercăm să ne luăm vorba înapoi. Și Scriptura nu ne lasă. Chiar dacă ai făcut-o în pagubă. Dar nu te-a pus nimeni. Nu din înțelepciune te-ai pripit. Spuneam noi în lecția trecută că mintea trebuie să coacă cuvintele și după aceea să fie scoase afară și servite. 22 cu 28. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Rămâi statornic. Înțelepciunea nu revine după ani. Cuvântul rămâne pentru toată existența. 23 cu 10 și 11. Nu muta hotarul văduvei și nu intra în ogorul orfanilor, căci răzbunătorul lor este puternic. El le va apăra pricina împotriva ta. Păstrați-vă angajamentele, chiar cele luate de înaintașii dumneavoastră. Și în mod special, fiți corecți cu cel necăjit, cu omul care este nevoiaș. Iată cum prezintă capitolul 4 din Proverbe o atitudine corectă în fața luării unor decizii. Avem aici o fotografie frontală a înțeleptului. Ochii tăi se privească drept și ploapele tale se caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Fii de un asemenea calibru. Să păsești cu greutate după ce ai privit atent. Dar când ai pășit, pasul să rămână pas, încât în urma ta să se formeze o cărare pe care să vină și alții. Înțeleptul este drept. Cum gândește, cum vorbește, cum pășește, cum decide, cum alege. Neprihănirea îi dă statutul acesta. Un alt subpunct la principii. Înțeleptul este priceput. Sunt lucruri greu de dezlegat. Problemele la care răspunsul nu este ușor de găsit. Iată ce zice în capitolul 30. Este prezentată aici o problemă care nu se rezolvase în clasă și a rămas ca temă de casă. De la versetul 18 la 20. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele. Și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Urma vultului pe cer. Zboară, nu lasă o dură în urmă precum avionul. Urma șarpelui pe stâncă, nu lasă în urmă ca un melc, nimic care să-i trădeze pașii. Urma corăbii în mijlocul mării, imediat apa își rea vechea formă. Și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curvei, ea mănâncă, se șterge la gură, apoi zice, n-am făcut nimic rău. Luând comparația în plan fizic, dacă cineva a înghițit ceva, se șterge, dacă se mai spală și pe dinți, trebuie să o duci la endoscopie, la raze, să vezi ce a înghițit, ce a mâncat. E greu să dezlegi anumite enigme, să dai un răspuns, dar înțeleptul e priceput. Iată
Cum se manifestă priceperea înțeleptului în a da un verdict? În primul rând, în luarea deciziilor e necesară o cunoaștere a problemei respective. Cine nu știe despre ce e vorba, nu trebuie să vorbească. Trebuie să fii în temă înainte de a te pronunța. Scrie în capitolul 13, versetul 16 astfel, generalizând, orice om chipzuit lucrează cu cunoștință. Deci dacă nu cunoști, nu te băga. Studiază întâi problema. Dar nebunul își dă la iveală nebunia. Deci el nu știe, dar se pronunță. Apoi 14 cu 15. Omul les necrezător crede orice vorbă, dar omul chipzuit ia seama bine cum merge. El analizează, luând în calcul de ce s-a întâmplat așa, ceilalți ce părere au, care va fi atitudinea altora, dacă fac așa ce se întâmplă, dacă fac altfel ce rezultă, studiază problema. Nu fii superficial, nu da verdicte reci. Intră în miezul problemei, ia temperatura de acolo și vei da un răspuns cald și cât mai aproape de inima acelei situații. Apoi, înțeleptul nu se crede tot înțelept. Omul priceput nu crede că toate lucrurile stau în capul lui, după cum nu toate produsele se găsesc la un singur magazin. Or, nu credem că este careva să le aibă pe toate. Sunt raioane distincte. De asemenea, să nu crezi că la vreun alt un cap se află toate. Dumnezeu, precum bogățiile din diferite domenii materiale, le-a repartizat, așa a răspândit și înțelepciunea în oameni. Fructe care le găsești la noi, nu le găsești la ecuator. Și ce găsești la ecuator, nu găsești aici. La fel, anumite idei care le vei găsi în minte la oamenii sanguini, de exemplu, nu le vei găsi în mintea unor oameni melancolici. Dar și invers, este valabil. Noi avem nevoie unii de alții. Vom vedea imediat necesitatea aceasta, dar mai întâi citesc din 16:2. Toate căile omului sunt curate în ochii lui. Deci nu vorbim de fățarnici sau de nebuni. Vorbim de oameni normali. Dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Nu, așa ni se pare că așa este. Fi chiar așa? Dacă altuia se pare că e altfel, o spin două feluri? Nu. Apoi 18:17. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate. Dar vine celălalt și îl ia la cercetare. De exemplu, disputa aceasta în plan internațional. Unor țări li se pare că ele au dreptate. Și așa cum vor ele să facă, este corect și este unica soluție viabilă. Alții văd altfel. Rău este că nu se pleacă împărații pământului să-L întrebe pe Dumnezeu, oare El cum vede de deasupra? Că noi stăm deoparte și vedem problema din unghiul nostru. 21:2. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană. Dar cel ce cercetează inimile este Domnul. Dacă ar fi să ține niște cataloge și fiecare să dea notă la ceilalți și alții să dea și ei notă, ce comisie de evaluare centrală ne-ar trebui să facem media, cred că. Poate eu cred despre unul că iese de nota 9-10 și altul de-abia vrea să-l treacă clasa la limită. Spune respectivul, vezi de treabă. Să nu luăm neapărat pocăința, să luăm domeniul meseriei. Sau să-ți dai părere despre o anumită piesă, o anumită mașină. Dar, repet partea a doua versetului, cel ce cercetează inimile este Domnul. Există elementul acesta ascuns al inimii. De aceea, noi trebuie să acceptăm că viziunea noastră este una externă și din afară nu poți citi exact ce are omul pe inimă. De aceea, poți să fii atât de mărginit și poate fi atât de slabă evaluarea ta. Dumnezeu măsoară dinăuntru lucrurile, noi numai din afară. 26:10. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâi veniți. Deci dacă dai verdicte după prima privire
sau după sfatul nebunului, tu îi puși pe toți. Ești ca un arcaș care lovește pe toată lumea. Fiindcă vei găsi cel puțin un om să aibă o părere negativă despre toți ceilalți. Îți vei forma o părere greșită. Dar ce să faci atunci? Dacă eu pot să mă înșel, cel de lângă mine poate la fel de ieftin să se înșele, cum să dăm un verdict înțelept? Sfatul înțelepților oferă soluția ideală. Sfatul, întâlnirea, reuniunea a mai multe minți, intersecția înțelepciunilor. Iată ce scrie în 15:22. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chipzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Să fie mai mulți oameni care gândesc. Adaug 20:18. Planurile se pun la cale prin sfat, fără războiul cu chipzuință. 24:6. Căci prin măsuri chipzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruință. Consultă-te, întreabă-i și pe alții. Dă-ți și tu părerea în ceea ce ai gândit, după ce ai evaluat întâi și ai studiat problema. Știți că și Dumnezeu în ceruri face sfat și măcar că este atotputernic, nu decide de unul singur? Iată ce scrie în Daniel capitolul 4, versetul 17. Este prezentat aici un caz de evaluare în vederea destituirii lui Nebucadnețar, pedepsirea lui de 7 ani. Zice Daniel, hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui îi place. Dumnezeu se consultă în ceruri. De ce nu ne-am consultat și noi? Cu oamenii înțelepți. Și vom da un răspuns bun și vom face o alegere înțeleaptă. Doamne, ajută-ne! Rețineți așadar aceste două principii. Înțeleptul este drept și înțeleptul este priceput. Fiindcă vom trece la partea a doua, la câteva aplicații. Cum se iau deciziile? Cum se hotărăște un lucru pe baza înțelepciunii? În mod special pe conducători îi privește problema aceasta, fiindcă ei trebuie să decidă. Dar conducător este orice tată și mamă. Pentru tine însuți tu trebuie să decizi. Tu îți conduci banii tăi, tu ești contabilul propriilor venituri. Dacă răspunzi de o firmă sau ai o anumită responsabilitate în adunare, cu atât mai mult. Dar fiecare dintre noi decide anumite lucruri în dreptul lui sau chiar în dreptul altora dacă i-are în subordine. Îți decizi banii, cum spuneam, îți decizi orarul, îți decizi atitudinile, acțiunile, hotărăști. Iată ce scrie în capitolul 8, versetele 15 și 16, evident din Proverbe. Prin mine împărățesc împărații și dau voivozii porunci drepte. Așa ar trebui, dar dacă împărații pământului nu iau seama, fac greșeli și se abat de la voia lui Dumnezeu, suportând consecințele. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Citim și 16:10. Ca să vedeți că pe de o parte este ușor să dai ordine, dar pe de alta este greu să le dai totuși. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Dacă ai dat o comandă greșită, îi vai de tine și de cei peste care ai poruncit. Cu câtă teamă ar trebui să dăm o poruncă? Cu câtă chipzuință ar trebui să dăm un sfat? Când îi spunem unui om, fă așa. Este cazul banal când uneori ești la volan și cineva te pilotează. Și poate de neatenție te trezești că mașina a dat de un obstacol. Cine e de vină? Cine a fost la volan sau cine l-a pilotat? Dar amândoi au avut o intenție bună, dar n-au fost atenți.
Și de regulă știți ce se întâmplă. Cel de jos dă vina pe cel de la volan și cel de la volan pe cel din afara mașinii. În a da o comandă, trebuie să știm că Dumnezeu dă direcția, El face planurile și noi ar trebui să-L înțelegem și în urmă să comandăm. Domeniul militar ne poate fi comparativ de ajutor. Își poate permite un biet fruntaș, poate a ajuns și el comandant de grupă, să spună soldaților, fiindcă ați fost băieți buni, să știți, pe voi vă liberez cu 200 mai repede. Evident că ei ar fi reținut la unitate, iar el trimis la batalion disciplinar. Fiindcă el este pus să dea comandă la grupă, dar el trebuie să țină cont de direcția care vine de la forul superior. De exemplu, în biserici, potrivit statutului nou testamental, există o largă autoritate. Și în vremea noastră chiar unii pretind o mai mare putere locală să nu fie comandați de la centru. Poftim, avem puterea de decizie relativă. Dar putem să decidem ce vrem noi? Dacă noi toate bisericile din Arad, câteva mii de oameni ne-am adunat și am decide un lucru, el este valabil? Nu, fiindcă dacă nu are aprobarea superioară de la Dumnezeu, noi suntem de condamnat, nu bun de comandat. De aceea, trebuie să ținem cont de autoritatea, de funcția ierarhică superioară. Hai să citim în capitolul 20, versetul 24. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Deci, Dumnezeu se implică prin Duhul în a ne cârmui, în a ne face să dăm o comandă bună, să apucăm pe drumul cel drept. Dar înțelegem noi? Sau chiar dacă am făcut un pas bun, ne asumăm noi prerogativele acestea în continuare și vom considera de la noi citirea am făcut? Vom zice ca și împărații Asiriei, noi am biruit împărașii țări, uitând că Dumnezeu le dăduse dispoziția aceasta și i-a pus să facă o lucrare. 21:1. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului. Și împăratul nu trebuie să facă greșeli când vorbește. Pe care Domnul, evident, îl îndreaptă încotro vrea. Trebuie să ne lăsăm, când e vorba de a comanda, de a lua decizii, inima maleabilă în mâna lui Dumnezeu. Să ne îndrepte El pe calea cea bună. De aceea e necesar să te rogi, să studiezi din Scriptură stilul și felul lui Dumnezeu de lucrare, ca în urmă să poți să hotărăști cum să-i placă Domnului. Adaug 19:21. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Deci Dumnezeu ar putea trece peste deciziile noastre. Evrei în pustie s-au angajat la un moment dat să se bată cu cananiții. Și Dumnezeu le-a spus, stați aici că nu mă urc cu voi la luptă. Și au încercat, au murit câțiva și au trebuit să renunțe. 21:30 și 31. Nici înțelepciunea, adică toată înzestrarea umană, nici priceperea, o percepere din punct de vedere practic aplicativă, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului. Deci, orice planuri și-ar face oamenii să ia decizii, facem așa. Dacă Dumnezeu n-aprobă, nu iese nimic. N-a hotărât Haman cândva așa fac. Și i-a spus nevasta lui, dacă nu-ți dă voie Dumnezeului Mardoheu, n-o să fac nimic. N-a vrut Hitler să facă ceva, Napoleon și alții de-a lungul istoriei. Au mers până într-un punct, că Dumnezeu i-a lăsat să vadă ce pot. Dar în urmă au fost nevoiți să se retragă. Deci nu decide cum vrei tu, că Dumnezeu te poate stopa din capăt sau poate să te lase, să-ți consumi energia, să-ți epuizezi banii și în urmă să stai și să zici, Doamne, am vrut să fac ceva ce nu-ți place și văd că nu merge. Spune în Psalmul 115, versetul 3, Dumnezeul nostru este în cer și face tot ce vrea. Deci vezi, înainte de a
dau o poruncă, vezi dacă vrea Dumnezeu. Nu cumva să ți se împotrivească și să nu se aleagă nimic, să te lești de rușine că ai dat o comandă care nu se poate executa și nu-i bună. Apoi, o altă aplicație. Cea privind alegerile. Alege între două variante. Alege între diferite opțiuni. Înțeleptul este prevăzător. Vedeți în lumea noastră câte oferte sunt. La care societate de asigurare să te înscrii, la care medic să te duci, de la care firmă să cumperi. Și toți îți spun, alege pe asta. Fiecare cu reclama lui. M-am uitat cândva la reclamele astea pentru țigări. Nu că ar fi o ispită pentru careva. Oamenii văd poza, că e mare, și scrisul de desubt, care este în totală contradicție cu oferta de sus, nu se sesizează. Așa este și în privința lucrurilor sfinte. Versetul stă la bază și apoi este ispita mare. Ce vezi? Provocarea diavolului prin ispită sau versetul? Dăunează grav, aduce moarte. Citesc din capitolul 14, versetul 16, aspectul acesta al prevederii. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Se avântă înainte. Se hazardează. Fie că e la volan, fie că e într-o afacere, fie că este într-o discuție, își dă drumul. Și nu îi se deschide parașuta, așa cum crede el. De cum să rămână să planeze la înălțime? Citesc și 22:3. Omul chipzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Cartea Proverbelor, în mod special, sfătuiește să evităm chezășia, să nu girăm pentru nimeni, nici pentru tine măcar. Iată câteva versete foarte categorice și dumneavoastră poate știți exemple în jur. A venit zilele astea o biată bătrânică la mine și mi-a zis, am girat pentru fiul meu. Și din 1,5 milioane pense, 1 milion îl dau la bancă și 500 plătesc cu ea chiria. Și dumneata, cu ce trăiești din 1,5 milioane cât ai pensie? Din mila Domnului și a oamenilor. Și am întrebat-o, crezi că pentru milionul acela este vinovat Dumnezeu? Dumneata, ești credincioasă. Ai citit în Biblie că nu trebuia să faci așa. Acum îți suporți urmarea alegerii tale. Că omul când vrea să te prindă, să girezi pentru el, îți făgăduiește. Și nu cu inima rea. El crede că va face o afacere. Dar izbânda nu este în competența noastră. Întotdeauna. Iată ce scrie în capitolul 6 de la versetul 1. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule, desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău, de aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire ploapelor tale, scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Nu te mai culca, du-te, desleagă-te. Vai câți oameni de la Revoluție încoace s-au băgat datori în bănci, nu neapărat pentru alții, uneori pentru ei, și-au plătit sume imense. Scriptura nu recomandă așa ceva. Adaug 11:15. Cui se pune chezaș pentru altul îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaș este liniștit. Mai adaug un verset, 17:18. Ca să vedeți că înțeleptul nu girează. Omul fără minte dă chezeșie. Se pune chezaș pentru aproapele său. Ziua de mâine nu e a noastră. Nu te încrede. Mai cu seamă în vremea noastră, tot sistemul economic stă spânzurat pe sistemul financiar bancar. Dacă se întâmplă un colaps, toți care sunt datori, fie pentru ei, fie pentru alții, sunt prizonieri. De aceea, păziți-vă. Dar totuși, nu poți să iei nicio decizie, numai de teamă, din prevedere. Înțelepciunea te oprește și zice, fii prevăzător, nu te arunca numai înainte, nu te băga sub povară,
Dar totuși trebuie să faci ceva, că dacă nu faci nimic, nici așa nu se pot. Trebuie să acționezi. Iată cum prezintă Cartea Proverbelor viziunea. Cum să faci? 12:26. Dacă vine unul la tine și te roagă să îl ajuți, cum spuneam, și așa nu-i voie, ce să faci totuși? Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună. Sfătuiește-l, cum spuneam deja, consultați-vă și spune din situația lui cum ar fi mai bine să iasă. Dar calea celor răi îi duce în rătăcire, deci nu te bucura că altuia îi va merge rău și să spui, nu-mi pasă, treaba lui, dacă s-a nenorocit, e treaba lui, nu. Ajută-l să iasă din criză, dar nu te băga și tu în groapă lângă el. Fă-i o scară și lasă-i un citișor să se urce anevoios și cu efort. Citesc și 29:18. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, și o traducere mai fidelă ar spune, când nu există viziune, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Deci, să ai viziune. Și asta o poți primi de la Dumnezeu. Să intuiești evenimentele, dar să respecti legile lui Dumnezeu și legile pământului. Că nu poți să ai o viziune să zici, poate că la iarnă n-a îngheța și mă apuc să seamăn în grădină. Ține cont de legea naturii și nu seamănă contrar anotimpului. Vă dau cazul lui Iosif. E foarte evident. El a avut o strategie pentru vremea de foamete din Egipt. De unde a primit-o? De la Dumnezeu. Și a făcut un plan încât a avut binecuvântare toată țara și țările din jur. Este foarte important să fii călăuziți în a lua o decizie. Ce cumpăr, ce fac, unde mă duc? Dumnezeu îți poate da idei. Nici să faci vreo greșeală și nici să nu stai pasiv. Să te învârtești ca leneșul doar, ca ușa în balamale, fără să facă vreun pas înainte. Biblia, în anumite situații, îți dă dreptul, după Cartea Proverbelor, să apelezi chiar la sorți. Iată ce spune în capitolul 16:33. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Hai să vă spun un simplu caz. Eram înainte de nuntă și ne-am rugat lui Dumnezeu unde o să locuim după ce ne căsătorim. Și am ajuns la înțelegerea să tragem la sorți din mai multe localități. Și am pus la sorți 5 localități. N-am pus la sorți Washington și Parisul, localități reale, unde exista vreo șansă. Și din acele 5, a ieșit la sorți cea care, calculând argumentele, ar fi fost ultima pe listă. Și ne-am, cum o să se rezolve? Nu-i sorțul bun? Și cu câteva zile, mai puțin de o săptămână înainte de nuntă, a venit o rudenie mai îndepărtată și a întrebat, unde vor sta tinerii? Și a primit un răspuns, la care el a zis, am eu o casă disponibilă în localitatea unde a ieșit sorțul și acolo am stat 4 ani. Un mod de a alege. Dumnezeu poate să dea un vis ca la Iosif. Te duci în țara Egiptului și locuiești acolo pentru o vreme. Sunt posibilități de a alege între una și alta. Unul s-a dus să cumpere o mașină pentru altcineva. Și cel pentru care urma să cumpere a postit încă cu câțiva prieteni. Și când s-a încheiat ziua de post, a deschis Scriptura. S-a deschis la copilul mort adus de femeie la Solomon să-l judece. Și când a sunat celul care s-a dus la piață, a zis, măi, nu-i bună mașina. Și el de acasă a răspuns, știu că nu-i bună, dar vezi că și copilul viu o fi tot pe acolo dacă mai întâi ai dat de cel mort. Așa s-a și întâmplat. Deci Dumnezeu are diferite posibilități să-ți arate, dacă e cazul, pune o stea pe cer. Să vezi, încotro să o apuci. Și să nu alergi neprevăzător înainte, nici să nu stai pe loc. În al treilea rând, o altă aplicație în judecăți. Judecata dreaptă ține înțeleptul în echilibru. Nu adaugă și nu scade înțeleptul. Rămâne la punctul de echilibru. Iată ce scrie în 17:15. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat. Sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. Să dea unul o judecată, nu-i nimic.
lasă-l, îl iertăm. Și la altul care nu este vinovat, să zici, e nevinovat, o să răsplătească Dumnezeu. Asta înseamnă să fii influențat spre plus sau spre minus. Ție acul trebuie să-ți bată drept. Cine a făcut binele trebuie răsplătit și cine a făcut răul trebuie pedepsit. Înțeleptul rămâne în poziție de echilibru. Citesc de la capitolul 24, versetele 23 la 25. Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Deci, nu da verdicte măsurând oamenii pe din afară, că aparențele înșală. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, să fii foarte darnic cu toți, nu e nicio problemă. Îl blastămă poporul și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Iată un mod de a ne atrage binecuvântări. Să judeci drept. Nu e ușor. E o grea formă de a aduce binecuvântări peste capul tău. Să nu abați dreptatea. Sunt multe în Scriptură, dar noi rămânem la Cartea Proverbelor. Adaug și 29 cu 4. Un împărat întărește țara prin dreptate. Și o adunare întărește, și o familie prin dreptate. Dar cine e amită, o nimicește. Și versetul 21. Slujitorul pe care îl răsfezi din copilărie, să nu fii drept cu vreun copil sau cu vreun angajat sau cu vreun colaborator. La urmă ajunge de se crede fiu. Nu-i da frâu prea lung, că ori te calcă pe picioare, ori te poartă afară din cărare. Poartă-te ponderat cu fiecare. M-a sunat zilele astea un frate din țară și m-a întrebat ce să fac cu unul care este pocăit de un an și are chemarea să predici. Unii îmi spun, folosește-l, nu vezi că e darul lui Dumnezeu în el. Alții zic, lasă-l, nu cumva să se îngânfe. Pe care să-i cred? La care i-am răspuns, trebuie să-l folosești, dar cu măsură, să mai faci și câte o pauză, să vezi dacă nu cumva se dezumflă. Și astfel îl vei măsura pe toate părțile. Și la înălțime, dar și la adâncime. Și doar așa se poate, în echilibru și în dreptate, să fii relațiile cu oamenii și să fii drept. Dacă se impune, judecata presupune și pedeapsă. Ar putea fi crescuți copiii fără pedepse? Nu pot fi crescuți. Ar putea să existe un stat de drept fără tribunale? Nici măcar fără penitenciare n-ar putea să existe. Nu se poate. Fără amenzi, fără un organ de control se poate? Cât suntem noi de pocăiți? Dacă n-ar fi amenzi în circulație, mă tem că și noi le-am călcat. Așa e? Nu știu, nu toți. Unii ar fi coreți din îndemnul cugetului. Dar unii sunt ajutați de lege. Și nu e rău. Biblia spune că Dumnezeu a lăsat-o. Și în biserică este necesară. Fiindcă în spiritualitate până creștem, mai e nevoie și dacă nu simțim nuiaua, măcar să o vedem, să le arătăm la oameni, să știe că poate fi și altfel. Hai să citesc câteva versete. 28 cu 16. Mai întâi trebuie să te pedepsești pe tine însuți. Un voivod fără pricepe își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Deci, fii tu drept și apoi fă dreptate. 25 cu 5. Scoate pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Fă curățenie în consilierii tăi ca să fii sfătuit înțelept. Tot de aici, 26. Ca o fântână turbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Nu te teme când aperi dreptatea? 19 cu 19. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Iată ce diferență. Când cineva a greșit, nu-l socotim iremediabil, irecuperabil,
Socotim doar că merită o disciplinare, o măsură punitivă, după care poate să-și revină. Versetul 19, am citit și 18, este în aceeași idee. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Adică, dacă un copil a greșit, știți voi, te pedepsesc, nu neapărat cu bătaie, cu o anumită reținere a unor drepturi, a unor favoruri. Poate el va spune, sunt unui specialiști care se spună, te rog, numai acum să mă ierți. Dar știi că dacă îl ierți atunci, lui va veni ideea să ceară de iertare să scape și a doua oară? Deci, tu încurajezi fapta lui slabă, nepedepsindu-l. Dar dacă prima dată l-ai pedepsit, îl va ține minte. N-am nevoie de a doua greșeală, că ea aduce a doua pedeapsă. Acesta este și modul de lucrare al lui Dumnezeu. Știți că pe Adam și pe Eva nu i-a pedepsit la a doua greșeală. Spunea, n-ați ținut bine minte, hai, dar a doua când o faceți, gata cu voi. Nu! La prima s-au luat măsuri. 29, tot de aici. Pedepsile sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor. Deci dacă nu se poate acționa la cineva la cap, cobor mai jos și îl atingi la spinare să simtă. Mă adaug 20 cu 26. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei, făcând ordine în imperiul său și noi în dreptul atribuțiilor noastre. În înțelepciune, totu-i dreptate. Citesc capitolul 8, versetele 8 și 9. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, zice înțelepciunea. N-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. De ce nu pot să dea oamenii de știință un cuvânt corect, drept, despre natură, despre creație? Fiindcă nu sunt înțelepți din punct de vedere dumnezeiesc, biblic. Dacă ar fi înțelepți, ar vorbi drept. Înțeleptul este drept datorită structurii sale, a coloanei sale vertebrale intelectuale. Iar apoi, trebuie să nu uităm, și este foarte important, în a ne fixa principii, în a putea lua decizii corecte, în a alege înțelept și în a judeca drept, trebuie să acceptăm stăpânirea lui Dumnezeu și controlul divin în toate domeniile vieții. Iată ce scrie în capitolul 16, versetul 3. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Un plan este o schiță completă care cuprinde toate domeniile, de la resursele umane până la cele financiare. Un plan este un mod de a trăi în viață și nu poți să ai izbând decât dacă îți încredințezi lucrările în mâna Domnului. Să lasă să le cârmuiască, să le sprijinească și să le dea o finalitate. Scrie și versetul 9 tot de aici. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Foarte frumos. De ce nu scrie îndreaptă mintea? Fiindcă tu pe cale mergi cu picioarele, nu cu mintea. Degeaba mintea m-ar duce pe o cale și picioarele mi-alunică pe alta. Deci Dumnezeu se implică. Asta înseamnă că îți îndreaptă pașii. Îți dă idei și îți dă sprijin. Te ocrotește și îți dă binecuvântare. În câte lucruri nu trebuie să alegem? Dacă ar fi să amintesc doar tinerii care stau în fața căsătoriei, o, ce ușor să aduce și ei pe cel mai scurt drum, așa, pe linie dreaptă, între A și B. Dar e nevoie de înțelepciune. Să știi să iei o decizie. Cum n-am face noi o afacere din care să câștigăm ceva? Bieții români tot rudesc și suntem tot în partea de jos a clasamentului în Europa. Se spune despre români că au o înțelepciune laterală, dar n-au o înțelepciune incisivă de a înainta. Nu-i duce mintea să meargă înainte. După aceea se gândesc, pe acolo trebuia să apucăm noi. Pe acolo, după ce s-a dus autobusul. Nu mai poți merge numai pe altă rută. Este extrem de important.
În toate domeniile vieții. Deci mai întâi rețineți, trebuie să ai principii. Principii, înțeleptul este drept. Cine e nedrept nu merge departe. Nu, înțeleptul e priceput. Știe cum să facă, fiindcă mai presus de toate ține cont de Dumnezeu. Nu noi ne facem planuri și le realizăm. A zis Iov, uite așa am făcut în planuri. Dar Dumnezeu a făcut altele. S-au realizat ale Domnului. Știți că au fost mai înalte decât a lui? Nu știu exact dacă și-a făcut el un plan să-și dubleze numărul de animale. Și dacă și-l făcuse, nu și-l făcuse, Doamne, mai întâi o leacă să văd și eu cum este sărac și după aceea recuperăm totul înapoi. Pe un om nu-l poate duce mintea în felul acesta. Dar uite că Dumnezeu a avut un plan cu Iov atunci și am avut un plan cu Iov să-i scrie povestea vieții într-o carte și să ne-o lase nouă. Mă îndoiesc că ideea asta i-a venit lui Iov. Și dacă i-a venit, cu cine ar fi ajutat povestea unui om care a fost bogat și s-a făcut mai bogat? Și noi rămâneam săraci. Dar în felul în care i-a stilizat și aranjat Dumnezeu viața, în urmă, a fost de ajutor. De aceea, să se facă voia Domnului în planurile noastre și să acceptăm cârmuirea Lui așa cum dorește El. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.